Salutare, dragilor, ce faceți și cum sunteți? În drum spre Zanzibar sau Viena, cum îi mai spune. Și aud ce zice fratele meu, să-i filmez cum îi spăl parprizul la mașină. Nu e nicio problemă că îl filmăm. Am oprit aici în Ungaria la un peco frumos, să bem și noi o cafeluță, să ne luăm un sandwichel, un ceva. Toate bune și frumoase, lumea mă privește, se uită aici la mine, dar vă țin la curent și de prin Budapesta acolo vreau să vă arăt ceva, să văd dacă s-o mai schimba ceva, dacă s-o făcut mai frumos, pentru că știți că e foarte frumos. Oricum, Ungaria foarte, foarte curat pe aici, mai curat decât la noi. Mergem mai departe. Am luat o cafeluță de aici din Peco, fratelo încă înăuntru, ia doi covrigdogi din ăia, dacă știți cum îs picanți și cu muștar și ketchup, că suntem în benzineria Mol și ăștia de aici fac tot timpul covrigei din ăia, sunt foarte, foarte buni. M-am dus și eu să cer acolo cafea, dar nu m-am prea înțeles, că nu știu maghiară. Le-am zis, aiți, vaiți, traiți, cât de bine le mai dați, spune tu, domn polițai, aia lui Dani Mocanu, dar nu m-am înțeles niciunul. Bineînțeles că sunteți care mi-a scris acolo că să fac comentarii la Insula Iubirii din Ungaria, însă, băi, dacă nu înțeleg limba, nu pot să fac. Dar am înțeles că vor fi ceva traduceri pe Instagram și poate ne dăm o părere și acolo. Hai că merg mai departe după ce revin cu nota la Covrig Dog aici în Ungaria, să vedem ce notă îi dăm. Deci aici cu Big Bro, îi place foarte mult. Eu vreau să vă zic că am mâncat în România destul de mult, dar sunt mai bun ca ăștia. România noastră are un punct, momentan, dar la drumuri, ne fac ăștia la drumuri de nu știm de capul nostru. În special căile ferate. Aici sunt făcute fain, la noi. Bine, mă, haide, bă, dacă tot am zis că facem, na, hai că ți-l spăl, ce mama să spăl. Nu mă pricep în mine. Am ajuns, dragilor, să spăl parprize. Ce nu face omul pentru un ban? Spăi, 2 euro, 2 euro. Hai, Sorine! Hai, băiatul, băiatul! Băiatul, mai repede, băiatul! Bine, domnule, bine! Hai că ne grăbim, băiatul! Bine! Hai că ne grăbim! Hai, băiatul, că ne grăbim, băiatul! Băiatul face treabă! Gata să treci! Gata! 10 euro! Mulțumesc, fratele meu, ești bun! Hai că ai făcut de o ciorbă! Stop! Hai! Hai că ți-am luat cafea! Stop! Aoleu, nu te rog, nu! Dragilor, îl facem pe Dorian așa un pic ciocănim, suntem undeva pe lângă Budapesta. Au vrut fratele să trecem prin Budapesta, că au zis că e aglomerat, că alea. Bine, au vrut să bag niște segmențe de acolo, așa să vedem dacă s-au schimbat, dacă s-au făcut drumurile. Însă, na, am zis că să mergem pe autostradă ca să nu stricăm aeronava la roți, ceva în genul. Dar în caz de apare ceva frumos pe traseu, revin și vă arăt. Toate sunt bune, toate sunt frumoase. Avem deja vreo 3, 4 ore, 5. Câte avem? 3. Vreo 3 bune, da, cam așa. Mergem înainte, ia uitați. Autostrada Soarelui. Noi a Soarelui, iar lui a Luminii. Viena. Frumos așa. Uite un Range Rover. Deja mi-e dor de mașina mea. Dragii mei, uite că am ajuns în Viena! La Viena! O să stăm aici până terminăm lucrarea aia de care v-am povestit înainte de august, înainte de nunta fratele meu și toate alea. Dacă vă aduceți aminte, știți că trebuia să vin să fac o lucrare cu fratele meu aici la Viena, frumos. Uite frumos, am venit cu Mercedes-ul până aici, la mișto, mi-am luat Mercedes. Și până când nu se termine lucrarea asta, nu o să mă duc acasă. Cât o să dureze, dar asta este. Acum am ajuns, mergem, ne despachetăm frumos, ne aranjăm toate alea, toate celelalte. Eu vă arăt un pic și cum arată pe aici un părculeț așa. Ia uitați. Și după aceea, asta este. Așa se fac banii. Când e vorba de muncă fizică, e vorba de muncă fizică și dăm bătaie, că vine iarna. Dacă unii merg la Insula Iubirii să-și câștige bănuțul pentru iarnă, eu ce să zic, mă duc în construcții, că asta cunosc foarte bine. Hai. Dragilor, am ajuns și am fost și părăsit aici. În blocul ăsta o să stau pentru următoarea perioadă nedeterminată. Nu știu cât o să fie. O săptămână, două, trei, dar vă arăt și vouă cartierul. Uite, cu un părculeț aici. Avem și sală de fitness. O să mă duc și la sală zilele astea. Deci o să fie bine, rău de tot. O să fie ok. Dăm bătaie, dăm să meargă. Nu ne ferim de muncă.
Ia uite, avem și tot felul de nații pe aici care nu sunt românce, care nu sunt... Eu zic că e bine să uită lumea la mine aici că filmez ca la felul 2, dar au și la ce să se uite. Cum zicea Mustață din Casa Iubirii, Ștefan sau cum îl cheamă, sunt și eu frumușel, nu? Dar sunt luat! Asta e viața, ce să facem? Doamne ajută la toată lumea! Am început prima zi, dragilor, uitați aici cu o cafeluță frumoasă, așa mișto, tot ok, până la depozit aici să ne luăm hăinuțe, bocăncei, sculete, acolo cu patronul, frate meu, bossul mare, am trebuit să vorbesc cu el să văd cum mă plătește, cu ziua, cu lucrare, nu știu, no, habar n-am, vedem. Adevărul este că, na, trebuie să ne descurcăm, ce să zicem. Hai, vă pup, uite, și cafeluță, pentru că poftă bună la cafeluță, știți voi cum e. Dimineața, da? Stați aproape aici pe canalul meu de YouTube, nu ratați nimic, pentru că tot pentru voi.